În primul rând, aș vrea să privim puțin la diagrama aceasta. Am început cu partea aceasta albastră, care am numit-o trup. Aș vrea mai întâi să fim conștienți că trupul este, de fapt, partea care relaționează cu lumea aceasta înconjurătoare. merge foarte rău telecomanda aceasta. Primul punct, nu știu, se vede destul de bine, conștiența de lumea înconjurătoare. Adică lumea înconjurătoare n-am fi conștienți de ea dacă nu am avea cele cinci simțuri. Pentru ca să pot să mă relaționez cu dumneavoastră sau cu lumea înconjurătoare, am nevoie de văz, de auz, de miros, ceea ce le-am pus aici de pipăi, de gust. Sunt cele cinci simțuri pe care Dumnezeu l a pus în trupul uman, dar pe lângă aceste simțuri sunt și instinctele și unele activități pe care noi le facem sunt, de fapt, pornite din instincte și nici măcar nu ne dăm seama de ce ne comportăm în anumite feluri. Eu nu am să merg în detaliu cum am mers în tabără la toate componentele acestea, ci doar am să le, am să trec peste ele așa mai repede. Deci, trupul este prima, prima componentă pe care Biblia ne-o ne -o prezintă, dar nu ca și cea mai importantă ci am pornit de la trup pentru că acesta este cel mai uh, ușor de priceput de noi, oamenii muritori. Uh, la nivelul acesta de, de trup uh, nu trebuie multă explicație, poate s-ar fi putut uh, vorbi puțin despre uh, instincte, dar uh, probabil că astăzi nu vom mai vorbi despre asta. Aș vrea să trec la următorul punct care l-am uh, pus aici cu culoarea aceasta verde și care este conștiența de sine. Pe care dintre aceste trei butoane? Pe ăsta de mijloc, nu? Nu merge. Așa, a apărut. Important este să știm din ce este compus sufletul. Sufletul este conștiința de sine și cuprinde câteva, câteva părți, cuprinde mintea, care este și ea împărțită în trei părți, conștient, subconștient și inconștient, cuprinde sentimentele. Sentimentele nu sunt același lucru cu simțurile. Sentimentele uh, sunt la nivel de suflet pe când simțurile sunt la nivel de de trup. Apoi am pus aici și imaginația. Noi, ca și oameni, suntem înzestrați și cu capacitatea, capacitatea aceasta a imaginației ne putem imagina anumite lucruri mai greu, ne putem imagina Raiul pentru că nu avem un, un punct de comparație. Raiul este ceva care la mintea omului nu s-a suit și uh, cuvintele omului nu poate să explice. Apoi gândurile sunt tot la nivelul acesta al sufletului, ele provin din minte, dar gândurile sunt foarte importante să le luăm în, în atenția noastră pentru că ele vor fi judecate de Dumnezeu. Și apoi următorul punct care este la nivelul acesta este voința. Dacă privim cele două cercuri albastru și verde, aici vedem omul nenăscut din nou. Adică el are partea trupească, are partea sufletească, dar nu are relație cu Dumnezeu, cu lumea spirituală. În grădina Edenului, când omul a căzut, i-s-a spus în momentul când îi mânca din pomul acesta, Vei muri. De fapt, ce s-a întâmplat atunci? Nivelul acesta de Duh a devenit inactiv. Și omul a rămas să se orienteze doar la nivelul acesta rațional al voinței, al simțurilor. Acum, partea a treia, unde, unde de fapt locuiește Duhul Sfânt în omul născut din nou, este Duhul Omului. Duhul omului este organul sau partea aceea din ființa omenească care este capabilă să, să, să lege legături cu lumea spirituală. Și duhul omului este și el are și el câteva componente și am scris eu aici călăuzirea intuitivă, conștiința comuniune și credință. Deci aici, la nivelul acesta, este activitatea Duhului Sfânt care se, se care este în Duhul omului. Citeam undeva și zicea, Dumnezeu a făcut din pământ trupul omenesc și apoi a suflat duh de viață în om. Iar Sufletul s-a format în momentul acela pentru că trupul omenesc și cu Duhul omenesc nu poate să comunice și era nevoie de o a treia parte care să facă legătura între trup și, și Duh. Deci Sufletul omului aparține atât lumii înconjurătoare, atât trupului cât și Duhului omului la nivelul acesta sufletesc, aici sunt cele mai mari bătălii care se dau. Acum m-am uitat în Biblie și am găsit trei feluri de oameni pe care îi prezintă Biblia. Acum în Iuda 18 și 19 versetul spune cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi baciocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au duhul. Dacă ne întoarcem înapoi la acea, aceast, acea prezentare prin cele trei cercuri, aici este vorba despre partea albastră, adică omul este coordonat. Omul, omul acesta este coordonat așa asemănător animalelor de instincte. Și instinctele, din păcate, atunci când omul a căzut în grădina Edenului, au fost ampretate de legea păcatului și a morții, și instinctele acestea s-au transformat până și la animale. Înainte ne spune Biblia că lupul păștea cu mielul, că nu era nicio vrăjmășie între animalele acestea, ci fiecare își vedea de treaba lui. După căderea omului în păcat, iată că și aceste instincte ale omului au fost afectate și ele vor fi abia reabilitate în mii de ani. Uh, omul născut din nou nu este condus de instincte. Asta am vrut să specific. Roman 6 cu 6 spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Iată că prin nașterea din nou instinctele sunt deja luate în primire de Duhul Sfânt și omul la îndemnul Duhului Sfânt, prin imboldurile care le dă Duhul asupra sufletului și trupului, are influența asupra acestora. Isaia 65 cu 25 zice, lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Și aici aș vrea să privim puțin la ce, uh, ce calități sau defecte are omul acesta, omul carnal, Omul care nici măcar nu folosește partea sufletească, adică partea rațională, ci este condus de pofte, hedonismul din zilele de astăzi poate fi introdus în zona aceasta. Deci oamenii carnali sunt oamenii care sunt conduși de instincte, sunt vânduți robi ai păcatului. Romani 7 cu 14. Vreau acum cineva dintre voi să citească Romani 7 cu 14, ca să fie o interacțiune și să nu fie, să fiu, vorbesc doar eu de aici din față. Romani 7 cu 14. Aveți Bibliile la voi? Haideți, îndrăzniți! Iată, dar cum arată un om carnal. O altă deficiență a lui este că iubește instinctual. Adică, ce înseamnă aceasta? Uh, Mi-a mi plăcut în, în tabără exemplul fratelui Ionică care l-a dat despre Amnon și Tamar. Când priviți la fapta acestui om, vă dați seama că nici măcar. Uh, nu a folosit o, 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 o față de om, ci pur și simplu s-a comportat ca și un animal împins de instincte. Și dacă tot a făcut ce a făcut, măcar să fi folosit rațiunea și să îi pară rău de ce a făcut și oarecum să arate milă față de sora lui care era soră doar după tată și să nu meargă mai departe în, răutatea lui până acolo încât să fata aceasta care era cea mai, poate una dintre cele mai frumoase din, din împărăția lui David, o prințesă îmbrăcată în haine deosebite a ajuns să fie deprimată, să fie undeva, să aibă fratele ei, Absalom, grijă de ea, când omul acesta, a fost condus de instincte și nu vreau să spun mai, mai multe. Oamenii aceștia carnali trăiesc după îndemnurile firii pământești. Romani 8 cu 1, să citească cineva. Deci oamenii aceștia nu trăiesc după îndemnurile Duhului, ci trăiesc după îndemnurile firii pământești și potrivește foarte bine, la exemplu, cu Amnon. Apoi oamenii aceștia umblă după lucrurile firii pământești. Romani 8 cu Citește. Deci oamenii aceștia n-au absolut nimic de a face cu Duhul, cu îndemnurile Duhului ei trăiesc absolut conduși doar de firea pământească. Și încă un punct, sigur că ele pot fi mai multe, eu am scris câteva aici, sunt robi ai legii păcatului și a morții. Romani 8 cu 2. Deci acești oameni sunt robi ai legii păcatului și a morții, legea care s-a a luat ființă după după ce omul a căzut în păcat. Acum am găsit o altă, un alt fel de oameni și vă rog să citiți din 1 Corinteni 3, 1 la 3, dacă vedeți să citiți de aici, citiți de aici, să vedeți ce zice Biblia despre oamenii aceștia sufletești.

tot lumești sunteți. Aici este o diferență între oamenii carnali și oamenii sufletești. Dacă ne aducem din nou aminte de imaginea cercurilor, ăștia folosesc ambele cercuri. ăștia sunt oameni normali, sunt oameni cu rațiune, sunt oameni cu simțuri, sunt oameni, poate să fie oameni de calitate din societate, dar ei nu au nicio relație spirituală în ce privește relația cu Dumnezeu. Sigur că există relații spirituale nu numai cu Dumnezeu, ci și cu lumea cealaltă a demonilor și a lui Satan, dar eu nu mă ocup în mod special de asta, ci vreau să vorbesc mai mult despre uh, relația cu Dumnezeu. Cum arată oamenii aceștia sufletești? De ce vi-am pus aici? Este bine nu numai să luăm la cunoștință că sunt, ci să ne cercetăm să vedem în ce măsură noi suntem oameni carnali, sau suntem oameni sufletești, sau suntem oameni uh, duhovnicești. Sunt oameni raționali, 1 Corinteni doi cu 14, să citească cineva. Deci, omul acesta nu pătrunde în lumea spirituală. Deci, omul acesta este rațional și spune, hei, n-are cum să se facă din, din apă vin. Nu s-a făcut niciodată așa ceva, nu se poate așa ceva. Pe când omul duhovnicesc care trece prin credință zice, dacă a spus Dumnezeu, se va face cum a spus Dumnezeu. Pentru că omul duhovnicesc are la bază cuvântul lui Dumnezeu, pe când omul sufletesc are la bază experiențele care le-a trăit și alții și el personal și care este rațiunea. Deci este o mare diferență între un om sufletesc și un om duhovnicesc. Al doilea punct la care m-am oprit sunt oamenii aceștia sufletești sunt oameni care iubesc condiționat. Adică te iubesc dacă mă iubești. Dacă nu mă iubești, nu te iubesc. Lucru care ni se pare foarte normal, nu? Câți dintre noi a reușit să iubească pe cineva care nu-l iubește sau chiar îl urăște. Să gândim așa, direct în dreptul nostru. Că dacă le punem aici, le punem ca să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem apoi, de fapt, ce fel de oameni suntem. Duhovnice sau, sau sufletești sau chiar carnali. Să citească cineva Matei 5 de la 46 la 47? Deci suntem cu toții de acord că vameșii era clasa cea mai de jos din Israel și că oamenii aceștia nu aveau nimic a face cu Dumnezeu. Numai dacă se pocăiau. Până și uh, iudeii, când apărea un în vameș, uh, întorceau spatele și el trebuia să, să ia și să plece. Deci, dacă ei aveau o conferință sau ceva și venea un vameș, toți îl respingeau. Deci, dar uite-te că și vameșii și oamenii care n-au nimic de a face cu Dumnezeu iubesc. Dar iubesc condiționat. Pe când vom vedea la oamenii duhovnicești, că ei iubesc altfel decât, condi decât, condiționat. Acum, ei nu pot să placă lui Dumnezeu. Romani 8 cu 9, să citească cineva. Deci nu, nu pot să placă lui Dumnezeu. Nu au Duhul lui Hristos. Romani 8 cu 9 este același, în același verset, Nu sunt al lui Hristos. Tot în același verset. să -l mai citim o dată, să-l luăm mai atent. Următorul punct sunt, sunt robi ai legii păcatului și a morții. Să citească cineva Romaniu cu 2. Deci, ce se întâmplă? Oamenii aceștia nu au putere să lupte împotriva legii păcatului și a morții. Ei sunt sub legea aceasta a păcatului și a morții. Deci legea aceasta a păcatului și a morții ne o putem imagina ca și legea gravitației. Orice, dacă dau drumul la, la telecomanda aceasta, merge în jos, cade jos. Îmi trebuie o forță care să o poată ține sus ca să stea sus. Altfel ea întotdeauna ar fi jos la pământ. N-ar avea cum să stea, să stea sus. Oamenii aceștia sunt robi ai legii păcatului și a morții din capitolul 8, unde, unde este este prezentată ce se întâmplă, legea aceasta este o lege naturală. Și pe legea aceasta nu o poți desfința. Legea aceasta se poate doar birui, nu se poate desfința. Ea a intrat în vigoare atunci cu căderea omului în păcat și va rămâne în vigoare până când vom fi răpiți de pe pământ Uh, nu tot așa este la oamenii duhovnicești. Vom vedea la punctul următor. Oamenii sufletești slujesc condiționat. Și aici, dacă vă aduceți aminte de rugăciunea lui Iacov, el se roagă, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă vei fi, dacă vei face, atunci vei fi Dumnezeul meu. Atunci, te voi sluji. Atunci, atunci. Deci, foarte condiționat. Și Iacov a trebuit să se nască din nou și să devină Israel. Pentru că, cu poziția lui de Iacov, adică înșelătorul, niciodată n-ar fi putut ajunge să trăiască la un nivel a unui om duhovnicesc. Romani 8 ,1

Trăiesc după îndemnurile Duhului. Romani 8, 1 și 4 să citească cineva. Deci oameni, dacă ceilalți trăiesc după îndemnurile firii pământești, oamenii aceștia trăiesc după îndemnurile Duhului. Ce se întâmplă? În momentul când Duhul este trezit la viață, prin nașterea din nou, prin pocăința, care vine tot cu ajutorul Duhului Sfânt, Duhul, ca parte cea mai importantă din ființa omenească, începe să dea impulsuri, să trimită impulsuri sau befele, dacă vreți să le zic așa, asupra sufletului care este o instanță sub nivelul acesta al Duhului. Problema este că la nivelul acesta sufletesc se găsește voința și rațiunea. Și de multe ori chiar la un om duhovnicesc, Duhul... Dă impulsuri asupra Sufletului, dar sufletul, lui, sufletul nu se supune. Sufletul nu acceptă aceste impulsuri ale Duhului și atunci omul începe să decadă. Ce se întâmplă? La nivelul acesta de Suflet va fi o bătălie, o viață întreagă. Diavolul va căuta întotdeauna să pătrundă prin pofte, prin instincte, din partea din afara a trupului, înspre înăuntru, să cucerească Sufletul și apoi să stăpânească Duhul, iar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, caută să cucerească din interior înspre afară și El este cel care dă impulsuri asupra Sufletului și apoi asupra trupului și în felul acesta omul duhovnicesc ajunge să fie călăuzit de Dumnezeu. Apoi, oamenii duhovnicești umblă după lucrurile Duhului. Romani 8 cu 5. Deci, observați, așa de frumoasă comparație face aici Pavel în, în capitolul acesta între omul firesc sau sufletesc și carnal și omul duhovnicesc. Are total alte înclinații și aici trebuie să ne cercetăm și să vedem. A, diferența următoare, ce zice despre asta? Iubesc necondiționat. Să citească cineva Matei 5, 44, 45. Ce ziceți de nivelul acesta de dragoste? Dacă ar fi să, să luăm mă, cuvintele grecești care sunt folosite uh, în Biblie pentru nivelul acesta, este nivelul agape, adică o dragoste necondiționată. Ei, asta este o lucrare pe care Duhul Sfânt o, o face în omul duhovnicesc. Dar acesta este un proces care durează o viață întreagă. Deci am stăruit după Duhul Sfânt și pentru a mă zidi sufletește. Adică cine vorbește în altă limbă să zidește sufletește pe sine însuși, dar am stăruit după Duhul Sfânt și pentru a fi abilitat cu puterea și cu, 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 cu curajul necesar pentru a transmite, a fi martor al lui Isus Hristos. Sunt două părți pe care Duhul Sfânt începe să le lucreze un om. Acum, dacă am fost botezat cu Duhul Sfânt, nu mai am eu nici nimic de făcut, poate mulți dintre voi v-ați gândit dacă voi fi botezat cu Duhul Sfânt, nu voi mai avea nicio luptă. Duhul Sfânt va face pentru mine totul și eu voi fi mai mult decât biruitor în tot ceea ce, 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 voi întâmpina. Așa și surori, nu este așa, lucrurile nu stau așa. Duhul Sfânt este cel mai mare gentleman, dacă pot să zic așa și m-am exprimat bine. El este finuț, el nu forțează ușile. Și dacă la nivel de suflet, când Duhul luminează cugetul și mintea mea, iar eu zic nu, eu nu vreau să mă supun la ceea ce Duhul Sfânt vrea, el nu mă obligă. Eu aș putea să, să fiu obligat de Dumnezeu să fac anumite lucruri. Dar voința a rămas liberă și după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt. Este un proces pe care Duhul Sfânt îl face și el este cel care cucerește nivelul acesta. Și aș vrea să mai prezint aceasta. Timpul a trecut, nu mai pot trece prin celelalte puncte. Probabil va, necesar, va fi necesar să ne luăm odată un timp mai mult ca să putem trece mai cu deamănuntul și mai clar. Dacă am ajuns la nivelul acesta de voință și alegere, voința este capacitatea de a transforma intenția în acțiune, chiar dacă se întrevă dificultăți. Capacitatea de a concentra eforturile spre realizarea unui anumit scop. Uitați aici cum arată omul cel vechi și la ce nivel ajunge omul duhovnicesc, omul nou. Roman 7, 18 la 21 zice, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce drept? Am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Aceasta este ceea ce spuneam mai înainte la nivelul, la nivelul omului sufletesc. El nu are puterea aceasta de a face uh, binele, de a fi. De a fi condus și călăuzit, după cum se vorbea mai înainte, de Duhul Sfânt, ci el rămâne la nivelul acesta, are o luptă fără victorie. Nu tot așa este cu omul duhovnicesc. Iată că omul duhovnicesc are o voință vindecată. În Romane 8 cu 2 spune, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a de legea păcatului și a morții. Și acum Filipeni 2 cu 13 spune, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Iată dar care este nivelul la care ajunge omul duhovnicesc. Ajunge ca voința Lui să-și opredea de bunăvoie voie Duhului Sfânt și apoi Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, Poate să ia aceasta în primire și omul duhovnicesc face voia lui Dumnezeu. Rămân la aceste uh, cuvinte și poate cu o, cu o altă ocazie uh, vom discuta despre celelalte părți. Uh, data viitoare urmează să vorbesc despre conflicte sau, sau confuzii în uh, domeniul acesta sufletesc și duhovnicesc. Uh, Mă voi mai gândi cam cum o să procedez, pentru că n-am trecut decât un pic din ceea ce am vrut să prezint și nu se poate pune atâtea deodată. Domnul să vă binecuvinteze și după ce am prezentat aceste câteva uh, idei înaintea voastră, să ne cercetăm și să vedem, într-adevăr, suntem noi oameni duhovnicești. Nu uita că voința ți-a rămas ție. Deci tu poți să accepti sau să nu accepti impulsurile Duhului Sfânt. Vei fi încercat mereu și lupta de la, de la nivelul sufletesc nu se va sfârși până la sfârșitul vieții tale. Dar mi-aduc aminte de o prorocie care zicea unei persoane, am văzut o vedenie în dreptul dumneata zicea era o căruță o trăsură din asta cu doi cai la trăsură aceasta era un cal alb și un cal negru zice multă vreme calul alb era mai puternic și trăgea direcția înspre partea bună a lucrurilor dar ai grijă că calul cel negru a început să se dezvolte și direcția a fost luată înspre rău. Dacă nu vei fi atent și nu îți vei hrăni omul lăuntric, este omul dinăuntru, este omul din afară, avem vreme până la pensie să vorbim despre toate astea cu altă ocazie. Dacă omul dinăuntru nu este hrănit, el devine tot mai slab, tot mai slab, lucrurile spirituale pentru tine sunt tot mai fără sens și fără importanță și te vei vedea că mergi tot mai mult înspre celelalte. Vei umbla după lucrurile firești, vei fi condus de instincte și în loc să crești și Duhul Sfânt să cucerească în tine nivelul la în care toate să fie în mâna Lui, Devii tot mai apatic, tot mai contra la ceea ce altă dată ai experimentat. Am auzit oameni care au spus, nu e adevărat, tot ceea ce eu am crezut până acum și chiar am experimentat nu a fost ceva real, cu toate că trăise multe lucruri interesante cu Duhul Sfânt. Atenție! Domnul să ne ajute și să creștem spre slava Numelui Său. Amin.